Te salut cu drag! Sunt Monica Zincă, psihoterapeut de familie și cuplu și inițiatoarea campaniei Nu ești singur pe lume, campanie menită să ofere suport și să răspundă întrebărilor venite din partea femeilor sau mamelor care în acest moment traversează o situație dificilă ca urmare a unei separări sau a unui divorț sau ca urmare a pierderii soțului sau partenerului lor. Astăzi răspund întrebării venite din partea unei mame singure, mamă a 4 copii, care îmi adresează următoarea întrebare. Îl iert sau mă întorc la fostul partener care a fost adulterin? Aș vrea să facem mai întâi o diferențiere clară între a ierta pe cineva și a te întoarce la acel cineva. De ce? Pentru că sunt două aspecte complet diferite. Iertarea nu presupune reluarea relației cu cineva care ți-a greșit. Iertarea ține, de fapt, de abținerea ta de a-i face rău acelei persoane. Iertarea ține atât de acțiune cât și de inacțiune. Adică, atunci când ai iertat pe cineva, nu îi faci rău, nu vrei să te răzbuni pe el, ci din contră îi faci bine în situația în care îți cere ajutorul. Dar atenție, ajutorul pe care ți-l cere trebuie să îl oferi sau este necesar să îl oferi cu limite. Și am să explic în continuare ce înseamnă acest lucru. Pentru moment vreau să înțelegi că a ierta nu te obligă cumva să te recăsătorești, să te reparteneriezi cu bărbatul care ți-a făcut rău. Am spus până acum despre iertare. Acum, despre reluarea relației. M-ai întrebat, este normal să reiau relația cu el? Normalitatea este în situația în care acest bărbat a dovedit că s-a schimbat. Dacă, de exemplu, ai fost trădată, eu te încurajez să reiei relația cu acest bărbat pas cu pas. Adică, te-aș încuraja ca pe o perioadă cuprinsă între un an și un an și jumătate măcar, da, tu să ai o relație cu acest om care să nu includă nici o parte sexuală și nici a te reîntoarce în casa respectivă. Tu ai nevoie ca într-o perioadă de un an, un an și jumătate, acest bărbat să-ți dovedească foarte clar că a intrat într-un proces de recuperare, de psihoterapie, că, nu știu, poate face ședințe cu un preot, cu un pastor, cu un prieten foarte matur, spiritual și emoțional. Nu te întoarce la el fără să ai niște dovezi concrete că acest bărbat s-a schimbat. Ce ar trebui să facă un bărbat sau o femeie care a greșit față de partener și care își dorește să se întoarcă în relația trecută? Păi, în primul rând, că trebuie să recunoască în fața fostului sau fostei partenere că a greșit. Și după ce a recunoscut, trebuie să-și ceară iertare. Exact așa cum auziți, să-și ceară iertare. A cere iertare înseamnă să spui clar, te rog să mă ierți pentru că am făcut X și Y lucru. A cere iertare nu înseamnă să spui, ăsta sunt eu, am greșit, dar și tu ai făcut nu știu ce. Asta nu este iertare, ci asta înseamnă că folosește niște cuvinte, dar cumva încearcă să se scuze pentru comportamentul pe care l-a făcut. Deci, 1. Recunoaște greșeala, 2. Își cere iertare și 3. Își asumă consecințele pentru fapta pe care a făcut-o. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acel bărbat sau acea femeie te întreabă în felul următor. Ce aș putea să fac astfel încât să îți plătesc ceea ce am făcut? Cum aș putea să fac astfel încât durerea ta să fie mai mică? Ce aș putea să fac diferit să pot să pansez rana și să nu și tu să poți să îți refaci încrederea în mine? Atâta timp cât acești pași nu au fost făcuți, încurajarea mea este să nu vă întoarceți, pentru că oamenii la care vă întoarceți sunt de fapt neschimbați și nu veți face decât să vă întoarceți în același loc, doar că este posibil ca o perioadă de timp, poate o jumătate de an, poate 3 luni, poate 2 ani,
omul acela să pară că se comportă frumos cu voi sau chiar să-și dorească să se poarte frumos cu voi, dar la un moment dat să recadă în comportamentele negative care au dus la ruptura voastră, la ruptura relației voastre, la ruptura dintre voi. A cere iertare cuiva înseamnă să o spui, da, deci să folosești cuvinte, te rog să mă ierți. A cere iertare mai înseamnă să-ți asumi răspunderea, responsabilitatea pentru consecințe, să spui merit în acest moment să mă părăsești, merit în acest moment să fii dură cu mine, să nu mai faci dragoste cu mine, să nu mă mai respecti, merit aceste lucruri și voi accepta consecințele faptelor mele. Îți cere iertare înseamnă să îți asumi responsabilitatea pentru greșeala, pentru partea ta de greșeală. Acum, a ierta este una, a te întoarce este alta. În momentul în care, să spunem, ați decis să vă întoarceți, da? Dar asta cum? Doar după ce acest bărbat sau această femeie a arătat că s-a schimbat, că este într-un proces de recuperare, că se poartă cu totul diferit cu voi de cum s-a purtat în ultima parte a relației. Ce faci în momentul în care te-ai întors la persoana respectivă? În primul rând, tu, cea care ai iertat sau cel care a iertat, ești conștient că va trebui să muncești și tu la a-ți recâștiga încrederea. Nu este sănătos să îi reproșezi tot timpul. Tu m-ai înșelat, tu m-ai bătut, tu m-ai înșelat, tu m-ai bătut. Nu este sănătos pentru că lucrurile acestea nu va reîncheia relația voastră, ci vă va face să vă îndepărtați din nou unul de altul. Prin urmare, încurajarea mea este să-ți asumi și tu responsabilitatea pentru bunul mers al relației care reîncepe de acum înainte. Cum poți să faci asta? Este în felul următor. Îi spui așa, într-adevăr, m-ai rănit, dar vreau, pentru că mi-ai dovedit în perioada aceasta de un an și jumătate că ai schimbat, că ai lucrat la tine, iar eu îmi doresc să refacem această relație și îți promit că voi face tot ce-mi stă în putință să împlinesc nevoile tale, atâta timp cât sunt legitime, da? Deci dacă vine și vă spune, este normal să te mai înșel din când în când sau este normal să te mai bat din când în când, acestea nu sunt nevoi legitime. Și vă spun acest lucru pentru că am întâlnit foarte multe femei și câțiva bărbați care mi-au spus, bine, dar fosta mea soție a considerat că este foarte natural să mă înșele de fiecare dată când eu nu-i ofer atenție. Nu, acest lucru nu este natural, ci ține de conectarea dintre voi. Da? Deci, în momentul în care te-ai decis să te reîntorci la fostul tău partener, este responsabilitatea ta pentru faptele tale și anume nu-l jignești, nu țip la el, este posibil ca uneori să te înfurii, este posibil ca uneori să încrederea din cauza neîncrederii pe care o ai în el, datorită zguduirii cumva încrederii în el, să te înfurii pe el și să-i spui lasă că știu eu că atunci când pleci de acasă tu te duci și vorbești cu fosta sau poate, nu știu, când te enervezi ai dat cu pumnul masă și lasă că știu eu că urmează să mă lovești. Este posibil să ai astfel de ieșiri, dar dacă le ai, te rog să-ți asumi responsabilitatea pentru ele, te poți duce la persoana aceasta, la partenerul sau la partenera ta și să spui îmi pare rău pentru că am avut această ieșire, haide să facem cumva astfel încât relația noastră să funcționeze de acum înainte. Un alt lucru pe care vă mai încurajez să-l faceți este acela de a intra într-un proces de psihoterapie de cuplu. Este important pentru că este foarte posibil ca rănile pe care vi le-ați făcut unul altuia, pe care vi le-ați provocat unul celuilalt, să fie așa de adânci încât să nu puteți să gestionați situația singuri. Și atunci relația terapeutică o să vă ajute să vă priviți unul pe altul dintr-o perspectivă sănătoasă. Este foarte probabil ca relația terapeutică să vă ajute să vă respectați, să vă ajute să gestionați conflictele care cu siguranță vor mai apărea. Și această relație terapeutică vă va ajuta de asemenea să luați niște decizii clare, ferme, blânde, dar integre referitoare la cum trebuie să arate o relație sănătoasă, emoțional și spiritual. Sunt Monica Zincă, psihoterapeut de familie și cuplu și inițiatoarea campaniei Nu ești singur pe lume și te aștept pe pagina de Facebook Învață, Crede, Iubește și pe grupul de suport Nu ești singur pe lume pentru a putea împărtăși probleme, situații, emoții și a răspunde și a adresa întrebări
femeilor sau mamelor singure de pe grupul acela de suport.